Numai puțin de 15 primării din județ riscă să rămână fără curent electric din cauza datoriilor acumulate la societatea de furnizare a energiei electrice. Creanțele cumulate ale acestor administrații se ridică în prezent la câteva miliarde de lei vechi. Potrivit directorului Agenției de Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște, inginer Nicolae Nedelcu, în topul restanțierilor, pe primul loc se află primăria Moreni, urmată de primăria Finta, Tătărani, Văcărești și Cojasca. Per total, la primării sunt vreo 8 miliarde de lei vechi datorii. Sunt destul de multe administrații locale cu restanțe. Sunt în total vreo 15 primării cu datorii destul de mari, iar dacă situația se acutizează, va trebui să luăm măsuri de întrerupere și de acționare în instanță, a subliniat directorul Agenției de Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște.